Printre administrațiile locale care au venit în sprijinul familiilor cu venituri mici care au reale probleme în a asigura un început de an școlar normal copiilor lor, se numără și cea din Băile Olănești. Vom acorda câte un ghiozdan dotat cu rechizite necesare pentru desfășurarea actului de învățământ și de asemenea un pachet cu dulciuri, unui număr de 25 de elevi pregătiți din familii defavorizate cu venituri reduse. Mulțumim pe această cale sponsorilor care ne-au sprijinit în această acțiune și am convingerea că și pe viitor vom continua în a aduce bucurie la un număr cât mai mare de copii. Vă mulțumesc de asemenea domnului Ștefan Lecăreanu, consilier în cadrul Măriei Băile Olănești, care s-a ocupat, s-a implicat în această acțiune pentru identificarea copiilor și pentru tot ceea ce se face. Bye! Plăcerea mea. Ideea în sine cred că este o idee destul de bună. Am gândit să facem o acțiune și peste 2-3 zile pentru restul copiilor care nu se află în această sală. Căprarul Gheorghe Adrian. Glasator. Bihalcea Paraschiva Iuliana. Bihalcea Paraschiva Iulian. Mare, de acolo. Nu vreau la forma, nu? Ai la forma? E. Botileanu Miruna Nicoleta. Și Delis. Acțiunea de la primărie va fi repetată către sfârșitul săptămânii, când alți copii vor primi rechizite și ghiozdane pentru debutul de an școlar.